Se găsesc astăzi greu voluntari pentru a putea face față în toate situațiile de care este nevoie de voluntari? Este adevărat o mare problemă, ținând cont de contextul economic în care ne aflăm. Mare parte din cetățeni invocă criza, dar să știți că găsim și oameni cu inimă mare care să-și facă loc în competențele lor, inclusiv economice, să aloce anumite resurse și pentru nevoile oamenilor aflați în imposibilitatea de a se întreține singuri și astfel vin în întâmpinarea problemelor noastre la Crucea Roșie. Țin să amintesc că toate problemele de ordin social de la nivel de județ vin întâi la Crucea Roșie, după care la autorități, ori asta nu este chiar în regulă, ținând cont de faptul că Crucea Roșie nu beneficiază de o subvenție de la Guvernul României, cum consider că ar fi normal, sau de la autoritățile locale. Sunt aproape 15 ani. Nimic nu este greu atunci când este și frumos. Sau nimic nu este frumos dacă nu este și greu. Care sunt oamenii care s-au implicat în astfel de proiecte? Mă refer la voluntari. Cei tineri sau ați avut din partea celor în vârstă mai mult interes? N-aș putea niciodată și nici n-am stat să calculez toate vârstele, toate profesiile, de toate condițiile sociale. Dacă în 1997 puteam număra voluntarii pe cele două mâini, pe degetele de la cele două mâini, anul acesta sunt sute de voluntari, nu-i mai putem număra și bine așa. Care sunt cele mai importante proiecte în ultimii 15 ani la care ați lucrat și pentru care, de care sunteți mulțumit? Pentru noi toate proiectele sunt importante, nu există ceva mai important decât altceva, dar remarcabil este pentru misiunea pe care o are Crucea Roșie, aceea de a interveni în caz de dezastre și calamități, intervenția masivă a voluntarilor la inundațiile din 2005-2006 și care astăzi ne onorează cu prezența, așa au răspuns invitației noastre și le mulțumim. Ce te motivați să fii voluntar? În primul rând, iubirea pentru om, pentru oameni. Dacă nu există așa iubire pentru oameni, cu siguranță deci nu poți face nimic. Deci în Crucea Roșie trebuie să ai acea iubire pentru oameni. Care sunt lucrurile pe care le-ai trăit cel mai intens sau situațiile în care ai fost și tu emoționat de ceea ce ai văzut, de ceea ce ai trăit acolo? De ce ți-a plăcut? Sunt multe. Dacă ar fi să-mi amintesc de inundațiile din 2005 la Vadul Roșca, Vulturul, Mircești și altele care au urmat la un an sau doi de prin zona Arjudului, dar în principal cele de la Mircești, unde a trebuit să scoatem chiar și morți, bolnavi din case, mergeam cu tractoarele. Sunt multe. Anchetele sociale pe care trebuia să le merg la domiciliu să le fac și am văzut fel de fel de situații și fel de fel de cazuri. Multe, deci n-aș putea să mă gândesc acum la unul anume, dar sunt destule. Cât ți-ai propus să fii voluntar la Crucea Roșie? Cât timp va exista Crucea Roșie?